Având în vedere că avem anul acesta 10 ani de când aeroportul nostru poartă numele Marelui Erou Național al moților din Apuseni, din Transilvania și al românilor, până la urmă Avram Iancu. Și am onoarea, în prezența atâtor distinși invitați astăzi aici, să declar acest eveniment deschis. Și vom avea pentru început un mic moment artistic de deschidere al evenimentului. Domnule primar,
invitați. Vă mulțumesc tare mult pentru invitația de a participa la evenimentul de astăzi. Un eveniment plin de emoție. Emoție care se datorează în primul rând dumneavoastră prin momentul plin de semnificație pe care ni l-ați transmis și prin frumusețea portului și a tradiției pe care dumneavoastră o duceți mai departe. Vă mulțumim pentru asta. Totodată este un eveniment cu o mare importantă semnificație, așa cum aeroportului se spune poarta de intrare în Transilvania, așa momentul de astăzi este un pod, da-aș spune, un pod de trecere între vechi, tradițional și nou, modern, modernism, între istorie și prezent și aș spune în ceea ce spunea domnul director anterior, toate programele, proiectele, finanțările, investițiile care au loc, este un pod de trecere înspre viitor. Evoluția aeroportului nostru a fost extraordinară în ultimii ani. Traiectoria este clar definită de către domnul director, astfel că acum, la moment tradițional și aniversar, vă doresc mult succes, o activitate cât mai intensă și cât mai multe rezultate în proiectele pe care le implementați. Vă mulțumesc tare mult, la mulți ani, mult succes! Vă mulțumim foarte mult! Iar acum am onoarea să îi dau cuvântul domnului Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, prezent astăzi alături de noi. Domnule director al Aeroportului Internațional Avram Iancu, doamne prefect, doamnelor și domnilor primari, distinse autorități civile și militare, dragi urmași al lui Avram Iancu, trăiască Duhul lui Iancu, trăiască moțul între moți, Câmpia Libertății spune, Avram Iancu suntem toți. Aceste versuri pe care le știe fiecare român, semnifică ceea ce este mai important pentru ființa și existența noastră națională. Că în ultima instanță, Avram Iancu ne reprezintă pe toți. Iar o națiune care nu-și cunoaște trecutul, nu va avea niciodată viitor. Prin ceea ce faceți dumneavoastră aici, aici, în Aeroportul Internațional din Cluj-Napoca, dezvelind bustul lui Avram Iancu, arătăm încă o dată identitatea noastră națională. Spunem încă o dată ce menționa președintele Academiei Române, Ion Aurel Pop. Poporul nostru, mai ales noi cei din Transilvania, am reușit să denumim în istorie datorită la trei mari actori fundamentali. Preotul, care ne-a apărat legea creștină, dascălul, prin educația de la sat, pentru că la sat am reușit noi să ne conservăm identitatea noastră națională și datorită lui Avram Iancu și mai ales a spiritului Avram Iancu. Pentru că Avram Iancu îl reprezintă și pe Simeon Bărnuțiu și pe George Barițiu și pe Horia Tloșca și Crișan și pe toți românii transilvăreni care în decursul secolelor și-au apărat cu prețul vieții existența noastră națională. Avram Iancu este simbolul suprem al ființei noastre naționale în Transilvania, ADN-ul nostru prin care ne-am construit ca națiune și fără Avram Iancu și spiritul lui Avram Iancu, astăzi n-am fi aici, în marea țară românească, să vorbim limba română, să avem religie creștină și să fim o națiune demnă în Uniunea Europeană. Îi datorăm lui Avram Iancu acest lucru, cum datorăm tuturor eroilor noștri, prin spiritul lor de sacrificiu, păstrarea identității și ființei noastre naționale. De aceea, acest gest simbolic de dezvelire a bustului Avram Iancu are o semnificație mult mai largă pentru fiecare dintre noi, pentru că reprezintă trecutul, prezentul și viitorul nostru prin existența spiritului lui Avram Iancu. Dincolo de dezvoltarea aeroportului pe care ați menționat-o și ne mândrim, pentru că este așa cum spunea doamna prefect, cea mai importantă poartă de intrare în Transilvania și noi la primărie pregătim anul acesta un centru memorial Avram Iancu în locul unde Avram Iancu în 1947 și-a petrecut ani studenții aici la Cluj pe strada Avram Iancu, am reușit să identificăm, să cumpărăm, să avem în proprietate exact acele spații și cu siguranță, domnule director, și noi vă vom invita atunci când vom deschide centrul memorial Avram Iancu, pentru că trebuie să lăsăm moștenire copiilor noștri. Trebuie să înțeleagă de unde vin, cine suntem și unde mergem. Iar fără prețuirea trecutului și a erorilor noștri, niciodată nu vom avea viitor.
Tot citindu-l pe Aurel Pop, care spunea că în acest spațiu transilvanian au fost momente când ne-am bucurat separat, ne-am întristat separat. Acum e momentul să ne bucurăm împreună, pentru că deși avem la 5 km de graniță război, noi putem să ne cinstim eroii și să ne uităm cu optimism la viitor. Pentru că ne-am construit un viitor respectându-ne valorile și tradițiile naționale, dar și luând tot ceea ce e mai bun din trecut, privind diplomația cu lupta armată, pentru că asta a fost întreaga istoria Transilvaniei, combinare a diplomației cu lupta, cu lupta armată, pentru a ne păstra ființa și identitatea noastră națională. Iar astăzi, în egală măsură, eu sunt transilvanian și mă mândresc cu asta, sunt român și sunt cetățean european. Această triplă identitate a noastră reprezintă cheia succesului nostru viitor. Încă o dată, vă apreciez și vă admir pentru tot ceea ce faceți, admirație și respect pentru urmașii lui Avram Iancu în cel mai adevărat sens al cuvântului și cât timp va fi român pe acest pământ, sunt convins că spiritul lui Avram Iancu nu ne va părăsi niciodată, ci împreună pentru eternitate cu Avram Iancu. Doamne ajută, la mulți ani! Deosebită plăcere să-l invit aici pe scenă să ne adreseze câteva cuvinte domnului profesor Irimie Popa, practic sufletul acestui proiect, un moț adevărat, și îl las pe el să ne mai adreseze restul cuvintelor. Stimată doamnă prefect, domnule primar Emil Boc, domnule primar George Rotar, de la Blaj, este undeva aici și aș ruga să vină mai în față. Domnule primar Grigore Fati, domnule primar Dorel Pojar, stimați și stimate participante la acest eveniment și nu în ultimul rând, dragi lupșeni și dragi pădureni din Triteni, nu pot să spun decât un mare, mare mulțumesc pentru faptul că sunteți aici. Ideea acestui bust s-a născut odată cu dezvelirea bustului lui Decebal, care este puțin mai încolo. Atunci când doi prieteni de-ai mei, trebuie să spun corporatiști, dar cu vene voluminoase și cu sânge românesc, m-au întrebat, dar aeroportul se numește Avram Iancu. Ce frumos ar fi să facem aici un bust al lui Avram Iancu. Și așa s-a născut într-o seară, în Cluj, ideea bustului. Acum, sigur că Avram Iancu a fost un luptător. Sigur, Avram Iancu astăzi este un spirit. Îl simțim. Și spiritul lui Iancu l-am simțit și astăzi când am auzit tunicile. Aș vrea să subliniez foarte clar că m-am format într-un spațiu multicultural, am făcut liceu în Blaj, am terminat facultatea la Cluj și nu pot să nu subliniez că spiritul Iancului de astăzi nu înseamnă vreo revanșă, că spiritul lui Avram Iancu înseamnă să luptăm cu un dușman perfid care sălășluiește în noi și printre noi. Și acesta este minciuna, ticăloșia și tot ce înseamnă împotriva acestui spațiu numit România, locuit într-un conglomerat etnic cu care, credeți-mă, ca unul care circul mult în afara granițelor României, în deosebire în țările limitrofe, în comunitățile de români, mă mândresc enorm de mult. Astăzi am sentimentul exact ca și atunci când mă întorc din Serbia, din comunitățile de români, din Valea Timocului și când trec la Najdăș, opresc mașina, mă dau jos, trag aer în piept și am un imens sentiment de bucurie și de siguranță. Mă simt în siguranță. Astăzi mă simt în siguranță că dumneavoastră, cei prezenți aici,
Și îndeosebi faptul că văd fețe tinere, îmi dă speranța că spiritul lui Avram Iancu, spiritul lui Avram Iancu, cel despre care v-am vorbit, nu vreun spirit revanșat, este, a fost și va rămâne printre noi. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult celor care ați participat la a face posibil acest eveniment. La sfârșit, spre sfârșitul evenimentului, o să am și niște surprize și mulțumiri adresate unor persoane care s-au implicat în mod activ și au făcut posibil realizarea bustului și aș vrea să nu închei înainte de a-l nominaliza aici pe maestrul, sculptorul care a realizat bustul, este prezent aici de fapt de la Chișinău, domnul Ion Bolocan, și aș merita o mare și domnul pe care l-am catalogat corporatist cu mult sânge românesc, domnul Florin Pârlea, coautorul moral al gustului lui Avram Iancu pe care astăzi îl dezvelim. Despre surprizele pe care le am pentru o parte dintre cei care s-au implicat pentru realizarea bustului, o să vorbesc puțin mai târziu. Vă mulțumesc, dragi lucșeni, dragi pădureni, pot să spun din tot sufletul, vă iubesc. Trăiască Duhul Iancu! Trăiască Iancu în noi toți! Câmpia Libertății spune că Avram Iancu suntem toți. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos! Și pentru că totul are o semnificație aparte anul acesta, în 2023, luna mai, sărbătorim 175 de ani de la Marea Adunare de la Blaj, de pe Câmpia Libertății de la Blaj. Și tocmai pentru aceasta l-avem invitat de onoare astăzi aici și pe domnul primar Gheorghe Valentin Rotar, primarul municipiului Blaj, pe care îl invit să ne adreseze câteva cuvinte. Onorată asistență, stimați invitați, doamnelor și domnilor, ca primar al municipiului Blaj, sunt onorat astăzi să particip la aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca, cea mai importantă poartă aeriană a Transilvaniei, la dezvelirea bustului marelui erou transilvanian. Vă aduc de pe Câmpia Libertății salutul frățesc al Blajului. Pe 15 mai am celebrat în acest an 175 de ani de la Adunarea Națională de pe Câmpia Libertății din 1848, locul unde a început Revoluția Română în Transilvania. Atunci Avram Iancu, în fruntea morților, a asigurat de pe hula Blajului, crucea lui Iancu acum, protecția revoluționarilor români care erau în Catedrala din Blaj și mai apoi pe Câmpia Libertății. Rămânând celebre vorbele sale spuse participanților. Uitați-vă pe câmp, românilor. Suntem mulți ca cucuruzul brazilor, suntem mulți și tari, că Dumnezeu e cu noi. Faptul că astăzi suntem împreună la această manifestare de suflet arată că Blajul și Clujul sunt două comunități cu valori comune legate de același spirit. Avram Iancu, cel pentru care suntem aici, a fost și el legat spiritual de cele două orașe. La Cluj a absolvit liceul piarist și apoi facultatea de drept, la Blaj s-a desăvârșit în activitatea politică și revoluționară. Spiritul iluminist al Blajului, la care au trudit Inocente Micu Klein, Petru Pavel Aron, făuritor de școală, Gheorghe Șincai, Samuel Micu, Petru Maior, Timotei Ciparu, Ioan Buda Edeleanu, Alexandru Papiu Ilarian, Gheorghe Bariciu, Simeon Bărnuțiu, Avram Iancu și alții, a fost continuat în Transilvania după 1918
de spiritul Clujului. Clujul și Blajul au și multe personalități în comun. Oameni care și-au început studiile la Blaj, dar care s-au desăvârșit după aceea la Cluj. Aici vorbim despre Alexandru Borza, care a fost profesor de științe naturale la Blaj până în 1919, după care a condus Institutul Botanic la Cluj, înființând grădinile botanice de la Blaj și Cluj. De asemenea, doctorul Iuliu Hațegan, care a absolvit la Blaj gimnaziul superior, fiind coleg cu cardinalul Iuliu Hosu, și a devenit după aceea fondatorul valoroasei școli medicale de la Cluj, punând și bazele celui mai iubit club din Transilvania, respectiv U Cluj. Dacă tot vorbim de sport, vreau să vă spun că și noi avem o echipă destul de competitivă, campioană ultimilor ani în voleiul feminin românesc și știu câte bucurii aduce victoria. Și pentru aceea vreau să vă urez succes pentru mâine, în finala cupei de la Sibiu și să dea Dumnezeu să o câștigați cu toate țările. De asemenea, mă bucur că începând din acest an, Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca a devenit partenerul de imagine al Volei Alba Blaj și, cum bine știți, campionii promovează campionii. Pentru că suntem la aeroportul de la Cluj, vreau să vă spun că și la Blaj au aterizat avioane. Pe Câmpia Libertății s-au scris pagini de istorie, începând cu Aurel Vlaicu, care în 1911 cu aparatul Vlaicu 2, în prezența a 30.000 de oameni la sărbătorile jubiliare ale Astrei, a aterizat. Mai târziu, în noiembrie 2018, zborul Unirii, de la Bacău, un aparat tip Pharma 40, locotenentul Vasile Niculescu și capitanul Victor Precup au adus documentele pregătitoare Marii Uniri de la Alba Iulia, de la Comandamentul Statului Major al Armatei Române. Ca și la Cluj-Napoca, în perioada interbelică, la Blaj, în apropiere de Câmpia Libertății, a funcționat un aeroport militar, care s-a numit Flotila 40 și al cărui hangare mai există și astăzi. Revenind la legăturile noastre, Clujul a fost și este orașul studenției foarte multor blăjeni. De aici se explică și faptul că Clujul are un loc special în inima Blajului. Acest spirit al Clujului și al Blajului, despre care v-am vorbit, a trasat în ultimii 250 de ani o dâră permanentă de lumină, fără echivalent în istoria românească. El ne-a propulsat printre cei mai buni și tot el ne aduce azi aici. Închei spunându-vă că pentru mine Avram Iancu rămâne un model de demnitate, a cărui viață a fost oglindită sinceră a vieții noastre naționale, iar dorința lui testamentară, un deziderat al fiecărui român. Unicul dor al vieții mele e să-mi văd națiunea mea fericită. Mult succes Aeroportul Internațional Avram Iancu, la mulți ani Cluj, la mulți ani Blaj. Vă mulțumesc! Să-l invit acum alături de noi, tot așa, să ne rostească câteva cuvinte pe domnul Grigore Fati, primar Apahita. Bună ziua, domnilor și domnilor! Mulțumesc domnului Ieremia Popa pentru invitația de a fi astăzi aici la acest eveniment deosebit. Un eveniment care va contribui, sunt convins, într-o măsură destul de însemnată în păstrarea vie, în sufletul și inima moților, ardelenilor și românilor, a ceea ce a fost creșorul munților, Avram Iancu. Comuna Apahita este o comună care are o relevanță deosebită față pentru dezvoltarea aeroportului Avram Iancu. Domnul director știe, am fost și suntem întotdeauna alături de dânsii, pentru că este firesc și noi beneficiem de pe urma dezvoltării acestui aeroport. Suntem o comună în care avem o parte din aeroport și un aeroclub Traian Tărjan la Dezmir și ne mândrim cu aceste lucruri. Bineînțeles că
vom sprijini în continuare această evoluție a aeroportului pe care o vedem zi de zi în ascendență și de asemenea eu sper să nu se fie abandonat nici proiectul cu intermodalul, cu transportul intermodal, care aș dori să vină undeva către se din fara Apaina. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că și eu am fost, sunt și am petrecut aici în Cluj o mare parte din viața mea și celor care astăzi, pe care astăzi îi avem în dreapta mea, să le mulțumesc pentru aducerea aminte a acestor cântece despre Avram Iancu. Mi-amintesc cu plăcere când eram cadru militar și în școala militară cântam marșul lui Iancu și este firesc să ne trezească tuturor emoția. Eu sunt convins că prin ceea ce astăzi s-a întâmplat aici, memoria Crăișorului Munții va dăinui peste ani și ani și poate pentru totdeauna. Mulțumesc! De românii lor venit, Iancul în câmpie, voios să-l însoți, spărați armele voastre, de grabă să alergăm, din locurile noastre pe dușman să alungăm. Iancule mare, bravule tare, baie, pădurile sunt, românii se ajungă pe lângă mare foc și Iancul o sfătează cu dâșii la un loc. Iancule mare, bravule tare, cu noi să fii, tu însoțește și însuflețește pe ai pe fi. Sunt data stau cu toții să se coboare în băi, gonească hoții și-ai neamului călăi. Iancul mergea înainte prin cal cu acel curs și peste îmbrăcăminte purta piele de urs. Cine-a stat cale, Iancului mare și brav român, fulger și trăznesc peste ai crește de la român. Iată-i voioși porniră românii cei voinici, lanțul se înșiră pe-a munților poteci, nevestele cu jale privindu-i lăcrimând, îi urmăreau în vale cum se duceau cântând. Cine-a stat cale, Iancului mare și brav român, fulger și trăs de peste ale crește de la român. Apropierea bustului, pentru că vom proceda la dezvelirea acestuia și să realizăm câteva fotografii împreună. Așteptați, nu vă grăbiți. Să mai spun un singur lucru care l-am uitat în speech-ul meu. Ca o dovadă de multiculturalitate, aș vrea să mulțumesc public domnului Kovács Iosif. Dânsul este un maghiar cu atâta seninătate și cu atât drag a lucrat la prinderea acestui soclu și la montarea bustului și vreau să-i mulțumesc public și să-l asigur că mă simt frate cu toți cei care respiră același aer. Iar acum am să-l invit alături de noi să ne adreseze câteva cuvinte pe domnul Florin Pârlea, președintele Asociației Identitate Culturală Contemporană.
mult bine a sprijinit pentru a avea aici și gustul lui de cei. Bună ziua! Este o surpriză la patrocen. Eu, ce să spun așa repede, îmi mulțumesc foarte mult conducerii aeroportului Avram Iacu din Cluj-Napoca. Aici am găsit o deschidere deosebită. Nu pot să nu menționez și pe regele Degeval, nu pot să nu menționez și pe regele Degeval undeva în dreapta mea, ca și pe Avram Iacu. Ambele sunt creația prietenului nostru Ion Bolocan de la Chișinău. Faptul că e de la Chișinău e o simbolistică deosebită și vreau să o menționez, pentru că tot menționăm prietenii și pe prietena noastră, doamna Bianca Sime, avocat, care este partener important în proiectul Culegele de ceva și deci toți am făcut ceva pentru aeroportul Cluj-Napoca. Mulțumesc tuturor! Vă mulțumim frumos! Iar acum, pentru că nimic nu e întâmplător, îl voi invita imediat alături de noi pe sculptorul acestui bust, dar nu înainte de a menționa faptul că zilele acestea ne bucurăm să avem la Cluj o delegație importantă din partea aeroportului din Chișinău, frații noștri de dincolo de Prut. Îl menționez aici pe domnul Constantin Bozian, directorul acestui aeroport, și le mulțumim foarte mult că sunt prezenți alături de noi într-un astfel de moment important. Și îl invit aici alături de noi să ne adreseze câteva cuvinte pe artistul plastic Ioan Bolocan, să ne spună cum am ajuns noi astăzi aici. La București, când l-am întâlnit cu prietenul nostru comun, Florin Berger, și de acolo s-a pornit activitatea noastră, că am ajuns azi să facem un eveniment simbolic care ne reprezintă bătăile de inimă dintre Chișinău și Cluj. Adică ruptura de țară și cu țara. Și cred că azi acest eveniment simbolic reprezintă o importanță foarte mare pentru a ne uni cât mai aproape unul cu altul. Deci vorbesc de aceste două busuri care ne-au unit și vreau să spun că de la două bătăi de inimă, azi bate o singură inimă mare. Vă mulțumesc! Vă mulțumim frumos! Iar acum îl invit alături de noi, tot așa, să ne adreseze câteva cuvinte pe domnul Mircea Goia, director general adjunct cu Plumine S.A. Mulțumesc, onorat auditoriu, adresez dumneavoastră tuturor cu sincere și calde urări de sănătate de echipă și de bucurie întreruptă. Din partea grupului de lupșeni, aici sunt în calitate de lupșan, sunt din aceea am calitate cu domnul profesor Ilivia Popa, care mulțumim frumos pentru invitație. Suntem un grup de lupșeni, mândri și fani și în straile strămoșești, care ne dau o identitate națională, ne dau o personalitate și respectiv o specificitate locală. În același timp, prin aceste straie strămoșești, se vede mai bine sufletul și cugetul românesc, iar suflul și spiritul de libertate și demnitate, să știți că l-avem de la Pitești de Lupșa, de la Horea și, bineînțeles, de la eroul nostru național, Avram Iancu. Avram Iancu pentru noi, pentru mod și în mod special pentru noi, pentru lupșeni, reprezintă ceva de suflet, ceva aparte, pentru că pe Muntele Mare, chiar aici, deasupra Băișorii, da? Pe teritoriul comunei Lupșa, au avut loc confruntări armate, confruntări care au fost coordonate și dirijate de capitanii lui Avram Iancu din Lupșa. Și în acest sens, lupșenii au un monument istoric acolo sus în munte, pe partea spre județul Alba, spre Lupșa, și noi fiecare an, în ultima sâmbătă din luna iulie, urcăm acolo, comemorăm pe Avram Iancu, comemorăm înaintașii noștri. La fel cum și domnul primar spunea și-o punctat aici un lucru extraordinar, un popor care nu-și cunoaște trecutul, cu siguranță nu are niciun viitor. Avem datoria morală să ne cunoaștem trecutul, să-l prezentăm copiilor, urmașilor noștri,
pentru a avea un viitor, pentru a putea construi un prezent și un viitor corect. Vă mulțumesc frumos! De asta vă mulțumesc! Vă mulțumesc frumos! Acum nu se cădea la un astfel de eveniment să nu avem invitat alături de noi și un mare, mare istoric. Tocmai de aceea am onoarea să-l invit alături de noi să ne adreseze câteva cuvinte pe domnul profesor universitar dr. Ioan Bolovan, de la Institutul de Istorie al Academiei Române. Distinsă domnule prefect, excelență voastră, domnule primar, domnule director, domnilor și domnilor, dacă la Revoluția din 1848 pe dealul Fedeacului mergeau carele Iacucului, în 2023 pe cerul Feleacului și al Clujului zboară avioanele Iancului. Și atunci, pentru cei care s-au îndoit și nu au fost de acord în urmă cu 10 ani cu atribuirea numelui Avram Iancu Aeroportului Internațional din Cluj-Napoca, și au dreptul la opinie, pentru că asta înseamnă democrația, trebuie totuși să le aducem aminte și să le dăm încă 3 argumente de ce aeroportul internațional din Cluj-Napoca poartă numele Avram Iancu. Unul, pentru că aici la Cluj, Avram Iancu a stat aproape 3 ani din viață, aici a desăvârșit pregătirea lui licean și apoi viitor jurist. Al doilea motiv este pentru că aici la Cluj, la Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, se păstrează testamentul holograf al lui Avram Iancu, celebrul testament prin care își lăsa întreaga sa avere pentru ridicarea unei academii de drepturi care să slujească românilor în lupta lor națională. Și aici, la Cluj, într-adevăr, după Marea Unire, la scurt timp, s-a edificat Universitatea Daciei Superioare, care a avut încă de la începuturile sale o facultate de drept. Iată, deci, că și Universitatea și Academia, Facultatea de Drept, sunt aici la Cluj și sunt instituții fanion ale învățământului superior din România. Și în al treilea rând, trebuie să fim mândri că aeroportul internațional poartă numele lui Avram Iancu, pentru că el este, cu și fără voia noastră, cu și fără acte administrative, legi sau hotărâri de guvern, el este un erou național. Și nu este un erou național făcut de urmași, și a fost un erou din timpul vieții și din timpul Revoluției de la 1848. Există foarte multe mărturii și nu e momentul și cadrul să insistăm asupra acestui aspect. Eroul național Avram Iancu a fost un luptător onest, n-a pregetat să-și pedepsească propriul tată în timpul Revoluției pentru că a făcut niște gesturi care nu se cuveneau în acele împrejurări. A fost viteaz pentru că trebuie să fii viteaz, curajos, să te pui în fruntea câtorva zeci de mii de moți înarmați cu lănci, cu furci, cu topoare, cu puține puști și pistoale și să lupți cu armată organizată de profesioniști. A fost, așa cum spunea Iosif Vulcan, cel care a ființat revista Familia și l-a lansat, practic, pe Mihai Eminescu, același Iosif Vulcan l-a lansat și pe Avram Iancu pentru posteritate în mediile culte ca și erou național, atunci când în 1867 a publicat articolul Avram Iancu în Panteonul Național, spunând despre Avram Iancu că este cel mai curat patriot român din toate timpurile, la 1867. Și în ultimul rând, Avram Iancu a fost un democrat convins. Și asta a spus un mare istoric american, pentru că tot se poartă acum istoricii străini care au parcă mai multă credibilitate. Mă bucur că domnul primar Emil Boc l-a invocat și l-a citat de dor pe academician Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române și dascălul nostru al amândurora și al multora probabil de aici. Deci un mare istoric american trecut la domnul în urmă cu vreo 2 ani, Keith Hitchens, spunea că Avram Iancu a fost un spirit european și democratic, la fel ca Giuseppe Mazzini, Vaioș Coșu și mulți alți contemporani, și că el niciodată n-a dorit să obțină drepturi pentru națiunea lui în detrimentul celorlalți. Un democrat convins, autentic, un model pentru generațiile de astăzi și pentru politicienii de astăzi și pentru cei de mâine. Vă mulțumesc!
să-l rog tot așa să ne adreseze câteva cuvinte înainte de a ieși undeva în 10 minute, trebuie să fim afară pentru trecerea elicopterelor. Îl invit alături de noi să ne adreseze câteva cuvinte pe domnul Tiberiu Groza, președintele Societății Cultural Patriotice Avram Iancu. Distinse oficialități, doamna prefect, domnule primar, domnule director, dragi români participanți, în 1990, Societatea Cultural Patriotică Avram Iancu lua ființă la Cluj-Napoca la inițiativa academicianului Ștefan Pascu și a domnului profesor universitar Arion, al cărui fiul văd aici, îl salut, salutându-l prin dânsul și pe fostul meu profesor, domnul Arion, și se înființa Societatea Avram Iancu cu scopul de a ridica statuia lui Avram Iancu în centrul Clujului, împlinind în acest fel dorința atâtor generații care în 1924 au sfințit locul monumentului, dar n-au mai reușit să-l ridice până la Revoluție. Societatea Avram Iancu a reușit în acum 30 de ani, pentru că anul acesta sărbătorim 30 de ani, în 30 noiembrie, să ridice cea mai măreață statuie a lui Avram Iancu din țară. Și spun că este cea mai măreață și prin prisma profilului universitar pe care l-am absolvit, Institutul de Arte Plastice, și prin drumurile pe care le-am făcut prin lume și unde am văzut statui mărețe și am văzut și columna lui Traian și mi-am adus aminte de statuia lui Avram Iancu și anul acesta am fost la Barcelona și am văzut statuia lui Columb și mi-am adus aminte de statuia lui Avram Iancu. Și în primul turneu al ansamblului pe care îl conduc al companiei Transport Public am văzut statuia lui Nelson și toate m-au făcut să spun acest lucru că este una dintre cele mai mărețe, dacă nu cea mai măreață statuie a lui Avram Iancu din România. Și mă bucur că este la Cluj și că ea s-a ridicat la inițiativa Societății Cultural Patriotice Avram Iancu, societate care încearcă să-i cinstească numele, memoria și să-i veșnicească faptele, așa cum spunea domnul profesor, fără dorințe revanșarde, fără extremități și fără un tușeu de acela de prospus de naționalism de o factură joasă, ci de cele mai nobile sentimente adresate eroului național Avram Iancu. Mă bucur că anul trecut, când s-au împlinit 150 de ani de la moartea eroului, am reușit în județul Cluj, la inițiativa primarului din Vișoara, să-i ridicăm singura statuie lui Avram Iancu, care s-a ridicat anul trecut. Anul acesta, probabil, va fi singura statuie pe care o ridicăm la Avram Iancu, aici, la Cluj, și vă felicit, domnule director, și vă mulțumesc, domnule profesor. Și anul viitor, împreună cu primarul din Jucu, domnul Dorel Valentin Pojar, care este aici, vom mai ridica o statuie eroului în comuna Jucu, acolo lângă eternul lui camarad George Barițiu. Vreau să mulțumesc, profit această luare de cuvânt, ca să mulțumesc primăriei Cluj pentru că a ridicat această statuie, pentru proiectul genial și extraordinar pe care vrea să-l facă cu acest centru cultural memorial Avram Iancu și mai ales pentru intenția de modernizare a pieței Avram Iancu. Poate o reușim și pe aceea pentru bicentenar, pentru că anul viitor Societatea Avram Iancu dorește să mai ridice, sigur, tot cu sprijinul primarilor, încă 6 statui în țară de această dată pentru Avram Iancu, pentru că fiecare statuie este un semn, o bornă a românismului, un element de identitate națională, pentru că, așa cum spunea cântecul, Avram Iancu suntem toți. Vă mulțumesc și vă felicit încă o dată și vă aștept ca împreună să facem lucruri mărețe în anul centenarul, bicentenarului nașterii Avram Iancu 2024. Trăiască Duhul Iancu! Mulțumesc, domnule Groza, și acum am să vă rog pe toți aceia care ne-ați onorat astăzi cu prezența să ieșim aici afară.
la mine autorizează că să îi mulțumesc foarte mult pentru această invitație consăteanului meu, profesorul Irimie Popa, a cărui bunică m-a învățat în clasa întâi marșul lui Iancu. Pentru că profesorul Popa provine dintr-o familie care a făcut școala din Mușca, a ridicat foarte multe generații de elevi în satul Mușca, aparținător de comuna Lupșa. Tatăl dânsului mi-a fost profesor de biologie, unchiul dânsului mi-a fost profesor agrud de limba română, dar toți aveau acest spirit al trăirii pe care Avram Iancu l-a insuflat. Erau acel tip de dascări care te făcea să iubești istoria. Am ajuns și eu profesor de istorie. Destinul m-a purtat la Oradea, deși am terminat aici la Cluj. Însă legăturile cu locul de baștină sunt foarte puternice și mai ales mă duce în aceste locuri prietenul meu, profesorul Irimie Popa, cărui mulțumesc. Doamnelor și domnilor, n-aș vrea să vorbesc foarte mult, doar aș vrea să vă spun un citat dintr-un discurs al deputatului de Arieș-Turda din 1927 din Parlamentul României. Fără țara boților, n-am fi avut Transilvania. Fără Transilvania, n-am fi avut România întreagă. Oare la ce se referea Ion Rusu Abrudeanu când spunea aceste lucruri? De ce centrul Universului este țara moților? Dumneavoastră sunteți mare majoritate proveniți din această zonă, fie din intramuros, fie extramuros. Ion Rusu Abrudeanu se gândea la bogățiile pe care această țară le are, care a tras din antichitate, romanii când au cucerit Dacia, au cucerit-o și pentru aurul din Apuseni. Imperiul Habsburgic, atunci când a cucerit Transilvania, a cucerit-o și cu gândul de a-și echilibra finanțele în contextul unor războaie pe care le purta pentru cu aurul din Munții Apuseni. Dar Munții Apuseni l-au dat pe Horia. Țara moților i-a dat pe Horia, Cloșca și Crișan. Sunt cei care au afirmat pentru prima dată spiritul de luptă, spiritul de dorință, dorință de a fi la fel ca celelalte naționalități conlocuitoare din Transilvania. Țara moților l-a dat și pe unul dintre mari episcopi ai Bisericii Greco-Catolice din Transilvania, succesorul lui Inocente Micu Klein, e vorba de Petru Pavel Aron, născut la Bistra. Pe acest fundal vine Iancu. Pe acest piedestal vine Iancu. Și Iancu dă floarea, dă chintesența acestui spirit. Spirit de luptă, spirit de dreptate, spirit de toleranță și spirit, dacă vreți, democratic, așa cum a fost evocat el aici. Fără Iancu, fără Horia, nu cred că la 1 decembrie 1918 se putea ca într-o noapte femeile din Lupșan
să țeasă în război un steag tricolor cu care dușenii să meargă la Alba Iulia și să fie acolo prezenți. Și atunci, Ion Rusu Abludeanu avea foarte mare dreptate. Țara Moților, Transilvania, România. Să închei cu vorbele foarte lungi a lui Avram Iancu Nohai. Mulțumesc! Eu vreau să mă duc să fac o fotografie în nevastul lui Iancu. Vă mulțumesc pentru onoarea de a vă adresa câteva cuvinte. Câteva cuvinte. Am asistat la o lecție de istorie. Probabil ar fi fost multe întrebări de ce bustul lui Avram Iancu și nu altul, dar astăzi convins că își merita locul. Sunt sigur că și alte aeroporturi vor proceda la fel. Doar vă dau un exemplu, aeroportul din Timișoara are o statuie la intrarea, că tot s-a vorbit despre intrarea în oraș sau în oraș, în Timișoara, a lui Traian Voia. Așa că sunt sigur că și la Otopen probabil va fi nevoie de un bust și la Iași și în toate, pentru că, într-adevăr, aeroporturile sunt porturi de intrare. Despre Avram Iancu ar putea spune în tonul voluntariatului și mișcării Rotary a servit mai presus decât în sine. Și lucrul ăsta se vede clar. Și încă un lucru important, a creat speranță pentru români și nu numai. Vă mulțumesc și este o onoare să vă fiu alături. Felicitări, Irimir! Iar acum am să rog din nou pe domnul Irimie Popa să facă câteva mențiuni de final, urmând ca la final să avem un nou moment artistic din partea invitaților noștri speciali din Lupșa și din Tritenii de Jos. Aș dori în cele ce urmează să aduc o mulțumire și, precum vedeți dumneavoastră, am înlocuit diplomele care erau ultra consacrate pentru evenimente de acest tip, cu diplome meșteșugite, cu multă pasiune, acolo unde până și lemnul, iată, are alte valențe decât cel obișnuit. Aș vrea să mulțumesc celor și să nu se supere poate unii dintre participanți, sper să nu omit pe nimeni, care m-au ajutat pentru a realiza acest eveniment, pentru a realiza acest boost. Așa cum spuneam, l-am făcut în 2019, a ajuns în România, la București, în februarie 2020, în 9 martie 2020 am fost aruncați în casă și era vremea, iată, astăzi să-l dezvelim. Aș vrea să aduc o caldă mulțumire primei persoane care a participat la, financiar vorbesc, la realizarea acestui bust, domnului profesor Iancu, dacă mai este aici. Nu este? Dacă nu? Este domnul profesor? Da. Semn de mulțumire și prețuire pentru toată contribuția. Domnului director Dorin Așchilian de la Morcom Forest de Sac. Vă mulțumim foarte mult. Domnului director Nicolae Petri de la Diferit, SRL. Nu mai este aici, domnul director. Da? Domnului director Viorel Verzea de la Verla, SRL. Pentru
importantă susținere în realizarea bustului, o diplomă de onoare. Aș vrea să mulțumesc de asemenea doamnei profesor Adriana Tudor Tiron, domnului profesor Răzvan Nistor, domnului profesor Alexandru Chiș, doamnei profesor Cristina Boța, doamnei director Livia Baba de la Blașain SRL, este Livia? Haide, Livia! Domnului director Sorin Turcu, să nu uităm și pe cei care au fost înainte de noi, cei care astăzi am fost în calități, poate unii oficiali aici. Să-i mulțumesc și domnului Gheorghe Funar pentru românismul dânsului și pentru contribuția aducea la spiritul dânsului. Vă mulțumesc pentru această surpriză. Dați-mi voie să-i felicit pe toți cei care au avut inițiativa și au realizat acest bust pe cel mai mare aeroport din provincia din România. Un bust superb al lui Avram Iancu. Am o singură sugestie pentru cei care au gândit bustul. Când mai faceți, faceți-le trainice. Faceți-le din bronz. Merită. Luați exemplu de la statuia pe care am făcut-o în piața Avram Iancu. Mulțumim, domnule primar. Am făcut cât am avut plapumă. Aș dori să mulțumesc de asemenea domnului director Nicolae Măgdaș de la Napocom. Și, de asemenea, aș dori să mulțumesc colectivului de, să spun, salariați ai aeroportului, cei care au participat la realizarea tuturor lucrărilor de aici, de amplasarea bustului, pentru care avem, și o să doresc să fie pusă undeva aici la aeroport, un ciubăr, pot fi puse flori frumos în el. Vreau să mulțumesc de asemenea cine vine din partea aeroportului? Sorin. Vreau să mulțumesc de asemenea domnului primar de la Sălcioa, Vasile Lombrea, un morț și un român cu o trăire cu totul și cu totul aparte. Mi-a fost alături și cu gândul, și cu vorba, și cu fapta. Aș dori de asemenea să-i mulțumesc pentru toată implicarea în, să spunem, fenomenul și spiritul Avram Iancu, domnului profesor Berce, îi aducem aminte de când ne vorbea la Casa de Cultura Studenților cu prilejurile în evenimente care însemnau românism. Domnule profesor, știu că dumneavoastră vorbiți frumos și
pentru cei care v-au iubit, două cuvinte de aducere aminte. Spune cucul codrului că Iancu-i sub poala lui. Codrul răspunde sfios: lasă, e sănătos. Iancu vrea binele nostru. Iancu este purtătorul spiritului nației de care a vorbit George Barițiu. Iancu este cel despre care am vorbit în urmă cu 10 ani, că a fost președinte al Societății Naționale Avram Iancu în ședința Consiliului Județean Cluj, atunci când s-a aprobat în unanimitate ca acest aeroport clujean, domnule director, să numească Avram Iancu. Avram Iancu Cluj. Nu știu dacă vă mai amintiți. Dar eu am trăit emoții foarte puternice pentru că am avut o alocuțiune de rostit atunci și toți au fost de acord, mai puțin 4 tot prieteni și ei, care mi-au mărturisit că așa este bine formal și este indicat să petreacă. Tu să rămâi cu noi, să ții cu noi, să nu te ducă nimeni mai departe. Căci fără tine munții ne-ar fi goi și cântecele din visele noastre spulberate. Tu ești frumos numai aici, în mit. Începând de astăzi, ești frumos, Iancule, aici, în aeroportul care îți poartă numele din Cluj-Napoca. Doamne ajută! Și importanța acestui eveniment, de venirea postului Avram Iancu, din partea societății cu lumine s-a vrut, care exploatează zăcământul cu prefer de la Roșia Peni, zăcământ care se află pe teritoriul comunei noastre, Lupșa, din țara moților Lupșa, care este prezent aici prin acești mândri și frumoși lupșeni. Permiteți-mi să mânez această plachetă cu flori de mină din zăcământul Roșia Poeni pentru aeroportul internațional Cluj-Napoca, domnului director. Foarte mult, suntem onorați, felicitări pentru contribuția noastră, felicitări pentru tot ce faceți. O să păstrăm la aeroport cu mare onoare această plachetă și cu acest prilej aș vrea să mulțumesc colegilor noștri care s-au ocupat, îl felicităm pe Sorin Costaș, cred că merită niște aplauze. Dar întregului colectiv pentru activitate, pentru deservirea activității și pentru eforturile pe care le fac pentru modernizare. După cum am spus, până la sfârșitul anului o să finalizăm proiecte de aproximativ 80 de milioane de euro. Noi suntem cam 350 de angajați. Să știți că stăm zi și noapte și facem ore în plus pentru a realiza. Felicitări la toți colegii!